Domnul selecționer te-a și evidențiat. Spune-ne cum te-ai simțit tu în zona centrală în apărare. Cu multă responsabilitate. Nu am avut prea mult timp să mă gândesc la faptul că sunt acolo și că nu am mai făcut antrenamente și inclusiv meciuri oficiale, mai ales la națională. Știm bine, acolo sunt jucători înalți, masivi, pivoți, crina, Inter de peste 1,80 ca și cei de la Germania, însă atuul meu a fost că i-am întâmpinat și i-am oprit viteza înspre poartă, inclusiv lui Bolk și lui cea de pe centru. A fost singura soluție să fac cât mai multe faulturi. Cum a fost să joci primul meci la echipa națională după o pauză atât de lungă? Provocată, din păcate, și din cauza scandalului în care ați fost, fără voia voastră, implicat. Aș vrea să nu mai tot trecem în trecut și să tot amintim de ce n-am fost convocat anul trecut, ce s-a întâmplat. Suntem aici, am pierdut primul meci, am pierdut primele puncte. Trebuie să ne facem o autoanaliză fiecare și cred că și sper să fie din ce în ce mai bine, acum că știm oarecum greșelile făcute, unde ne poziționăm, fiecare ce responsabilitate are și unde poate să fie. Sper să, ca lucrul ăsta, faptul că foarte, foarte mulți români se uită la meciurile noastre, își pun toată speranța în noi și mai ales faptul că foarte multe fete nu pot să fie aici din cauza unor accidentări sau din cauza virusului, inclusiv jucătoare titulare, ar trebui să ne responsabilizeze și să ne facă să ne dorim de două ori mai mult să fim aici și să reprezentăm România la cel mai înalt nivel. Eu abia. Asta vreau să te întreb, zice de suportul publicului. În trecut, la celelalte turnee finale la care ai participat, ai simțit suportul din tribună. Acum simțiți cumva, nu știu, prin ajutorul rețelelor de socializare sau, nu știu, prin alte canale, că vă susține lumea de acasă și că Da, trebuie să. am primit un filmuleț, inclusiv de la Angela și suporterii care ne mai veneau la turnee. Primim foarte multe mesaje, dar e imposibil să le urmărești pe toate. Dacă stai pe internet, nu sunt genul care să stau foarte mult. Însă, mesajele sunt pozitive, încurajatoare, care fiecare dată, v-am spus, avem foarte mulți suporteri și foarte mulți susținători înfocați, ca să zic așa. Abia aștept următorul meci, o să fie care pe care Polonia se va mobiliza indiferent de rezultat. Le-am văzut și ieri contra Norvegiei. Personal, aștept următorul meci, următoarea evoluție. Să fiu în teren și să joc pentru România, indiferent de adversar, indiferent de moment și de circumstanțe. Asta e tot ce ar trebui să avem fiecare în suflet și în minte, în momentul de față. Cristina, și apropo de meciul cu Polonia, ele au un stil asemănător cu cel al Germaniei. La cald, ce crezi că ar trebui să îmbunătățiți în primul rând? Cred că am suferit pe partea de finalizare. Am dus la bun sfârșit combinațiile avute în atac, chiar foarte multe aruncări de la 6 metri, de la semicerc, însă finalizarea a avut de suferit. Am dat foarte puține goluri, 19 goluri. Nu poți să câștigi un meci marcând 19 goluri. Și faza a doua, atacul rapid, contraatacul. Dacă nu mă înșel, am avut un singur contraatac. Să luăm mingea din poartă, să mergem pe atac peste ele, să le dominăm. Ne-a lipsit chestia asta de a domina. Deși eu am simțit că tot meciul putem să revenim și să mergem peste ele la un moment dat, chiar și la egal, nu știu, era 14-14 sau nu mai știu, simțeam că ne lipsește puterea aia de a trece peste ele cu un gol, cu o fază, cu. Deși Iulia ne-a dat câteva semnale că e acolo în spatele nostru și mai ia încă una, mai salvează încă un 7 metri, încă un contraatac, n-am reușit să băgăm mingea în poartă în momentele în care eram peste ele ca și moral. Asta pe scurt.
N-are rost să intrăm în detalii tactice, că nu... N-are rost. Urmează un meci foarte important. V-am spus, autoanaliza este importantă și pregătirea meciului de mâine, un antrenament și câteva ședințe video scurte și motivația următoare. Cristina, sunteți în lot 6 jucătoare din generația voastră, 96-97, campioană mondială. Nu s-a făcut puțin campioziu această mece de către generația. Oarecum... 6 ani de la acest timp. Oarecum, eu cu Iulia și cu Lorena, Bazaliu inclusiv, anii trecuți am fost prezente, dacă nu la european, am fost și la pregătire. Cumva suntem, cred că, generația cu cele mai multe jucătoare în ultimul timp, inclusiv și peste cele de 94-95. Într-adevăr, trecerea la meciuri oficiale s-a făcut destul de greu, doar eu și Iulia am jucat la mai multe turnee și chiar și mai multe minute în teren, dar sper că acum și cu Dindiligan și cu Seraficianu are acolo o șansă foarte mare, inclusiv de anul trecut. Ce să zic, cam vârfurile de formă sunt aici, de la generația mea. O aștept și pe Bianca, bineînțeles, pe Ilie, Alina, să-mi fie alături și să mergem mai departe împreună. Cristian, ne spuneai un lucru foarte fain înainte de turneu, că o echipă de multe ori are nevoie de amintiri și amintiri chiar și din meciurile trecute, care să vă ajute să mergeți înainte. Crezi că ăsta e un meci de genul ăsta? Da, ăsta e un meci care ne poate mobiliza, poate să aibă un impact asupra noastră. Ne doream foarte mult victoria și asta s-a văzut. Sper că următorul meci să fim mult mai unite, mult mai decisive și să simțim că dominăm meciul de la cap la coadă așa cum ne dorim. Ce v-ați spus una alteia seară? Ce ați discutat? Personal, după meci nu prea discut și a fost o atmosferă destul de ciudată, pentru că ne doream foarte mult victoria, am simțit că se poate și cred că de asta nu prea a fost. A fost și seara târziu, am venit direct la masă și apoi la somn. Astăzi avem câteva întâlniri la antrenament și la video, o să discutăm mai mult și vom vedea până mâine la ora meciului care e atmosfera. Faptul că s-a putut asta pe mine m-a făcut să cred că mâine va fi bine contra Poloniei. Nu sunt adversar de comparat, e altă zi, alt obiectiv. Amândouă cu 0 puncte, Polonia și România, va fi care pe care. Mâine e o altă zi. Sper să fie mai bine și de la lucrurile care le avem bune, să mergem tot mai sus. Să nu coborăm mai jos decât meciul cu Germania.